Vestea condamnării la 2 ani și jumătate de închisoare pentru patronul Astrei a căzut ca un trăsnet în sânul echipei. Ioan Nicolae este învinovățit că a finanțat ilegal campania electorală a lui Mircea Geoană pentru prezidențialele din 2009, cu o sumă de 1 milion de euro. Iar în cazul în care candidatul PSD ar fi câștigat, afacerile lui Nicolae ar fi primit diferite avantaje din partea statului. Pe plan fotbalistic, Astra ar putea avea de suferit, deoarece finanțarea clubului s-ar putea stopa complet. Cel mai bogat om din România a anunțat la sfârșitul anului trecut că nu dorește să mai bage bani în echipă, iar aceasta trebuie să se autofinanțeze din sponsorizări, drepturi de televizare și bani de la UEFA. Rezerva de finanțe este pe sfârșit, iar acum nu se știe dacă Ioan Nicolae va mai avea dispoziția necesară să reînceapă să investească de după gratii. Fostul președinte al Astrei, Dinu Gheorghe, regretă situația în care a ajuns vicecampioana. Cred că se vor strânge rândurile acolo. E păcat să dispară echipa. Toți cei care sunt acolo și cei care am fost, avem obligația ca această echipă să continue. Mai mult, Dinu Gheorghe se arată dispus să ofere o mână de ajutor giurgiuvenilor. Dacă se va apela la mine, fără nicio discuție, în secunda 2 voi răspunde da, fără niciun fel de pretenții. Pentru că mă leagă, v-am spus, foarte multe de echipă. Mă leagă foarte multe de omul Ioan Nicolae. Ioan Nicolae ar putea să nu își ispășească pedeapsa integral. Miliardarul are vârsta de peste 60 de ani și poate executa o treime din pedeapsă. Dacă va scrie o carte și va avea un comportament bun, acesta ar putea ieși din penitenciarul Rahova până la sfârșitul anului. De cealaltă parte, în tabăra Stelei este sărbătoare. Gigi Becali a fost eliberat condiționat prin decizia Tribunalului Constanța după un an și 10 luni petrecute după gratii, din pedeapsa de 3 ani și 6 luni.